Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Tineri sau tineri, domne, au dat lovitura la un magazin de unde au plecat cu 11 ursuleți. Ce drăguț. De pluș. Nu cred. Prima dată când am auzit în Suceava furt 11 ursuleți, zic că avea cineva 11 ursuleți în ogradă. Unde îi ținea, cu ce îi hrănea? Ce făceau mamele? Da. Dar nu, sunt ursuleți de pluș. Și toată treaba s-a filmat, erau camere de supraveghere în zona. Dacă citești știrea transmisă de colegii de la Pro, pare o lovitură foarte bine pregătită. Deci citez. În imagini se vede cum o persoană, deci, urmărește să vadă dacă trece cineva pe stradă. E de 6, practic. Apoi alți doi bărbați se alătură în curte și împreună fură ursuleți. Ai, mă, ce drăguț. Deci au avut pândac, supraveghetor, care a supravegheat spațiul loviturii, s-au asigurat că totul e regulă, după care a chemat complicii, au pătruns în obiectiv și au furat ursuleții. Deci trebuie să se antrenau pentru o lucrare mai mare. Da. Aia e bine pusă la punct. Știrea mai zice și că lovitura s-a dat în doi pași. Iată. Citez din nou. Furtul a avut loc în două seri, sâmbătă și duminică, iar momentele au fost surprinse de camerele de supraveghere de la magazin. Asta mă surprinde. Și pe mine. Când au dat cu spray, asta înveți prima oară când ești la primul film. Erau începători. Cu spargere, că te urci pe ceva și dai cu spray pe cameră. Ah. Cu spray cu vopsea, mă refer. No. Eu nu știam detaliul ăsta, dar mă bucur că... Așa se face? Că știi tu. Ați văzut și voi în filme, când acum vine că... cu glugă pe cap, se uită stânga-dreapta, puf, se urcă unul, dă cu spray cu vopsea pe cameră și... Nu, pe mine altceva mă nedumerește. Și presupun că erau niște ursuleți mari de pluș, adică dacă au avut nevoie de două zile să-i fure. De acum am avut noi în studio de la Carrefour de 2 metri cubi. Poate s-au opus ursuleții și de asta a durat mai mult. Păi era mai greu cu transportul, că să iei 11 piese de alea, să trebuie basculată. Adică, s-au atașat de prime, adică nu știam că există o piață neagră pentru ursuleți de pluș. O piață de ursuleți de pluș second hand. Vezi că s-ar putea să fie, da. Adică să aibă o semnificație aparte. Bă, ăsta vezi că e ursuleț de pluș curat. Așa cum există o piață neagră a bomboanelor Mozart. Nu există. Care ajung... Și ca să știi că nu există așa ceva. E sigur? 100%. Dar dacă cineva ți-ar oferi acum niște bomboane Mozart albastre pe sub mână, la furate. Preț de jumate. Nu, am zis că e furate, dar la preț de jumate. Dacă sunt doar la preț de jumate, accept cu drag. Dar furate nu le accepti? Nu. Bine, dar dacă vine și ți le oferă la preț de jumate, e clar că sunt ceva în neregulă. Ceva în neregulă, dar poate a prins o promoție, poate nu i-au plăcut. Adică poți să-i încalcul niște Există variante. Posibilitatea să nu-ți placă bomboanele Mozart albastre? Sunt persoane, eu știu. Dar dacă nu-s furate și-s doar începute? Uite, avem o colegă aici, nu se simțea bine în dimineața asta și am oferit o ciocolățică din stocurile personale și a zis că nu vrea, că nu mănâncă ciocolată. Deci voia să spună la radio, deci că a vrut să salveze colega. Deci eu am făcut acest sacrificiu. Ea se simt, așa a zis, că se simțea rău. Da, se simțea moleșită și zic, păi, ce ai mâncat ciocolată? E prima întrebare când te simți moleșit, ce faci? Mănânci ceva dulce, nu? Dar nu e dat de asta albastră, nu? Aia e rezervă. Alea nu se mai țin aici. S-a acasă. Deci mi se pare incredibil. Ce vrei, Viorica? Vino cu ce să ne spui. Vino cu Viorica a auzit de ciocolată și faceți grab să ne pălauze. Așa, trântește-o mai tare. Da. Zic că nu suntem la teatru, zic cu vorbe. Nu se vede nimeni. Ai microfonul pornit, ce dorești? Mai ai ciocolata aia? Ești moleșită? Da, mă simt așa de rău. M-a luat deodată și aș vrea niște ciocolată. Îți dau o ciocolată amară. Te rog. Îți dau. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.